Bine v-am găsit, dragilor, astăzi la Tips and Tricks de la Campioni. Andreea Arsine a venit pe la noi și astăzi pregătim două rețete de post extraordinar de bune împreună cu Diana Enache. Fetelor, bine ați venit! Ce masă îmbelșugată și ce masă colorată! Bine te-am găsit! Bine te-am regăsit, Alice, ne-am mai văzut de ceva vreme. Dar e îmbelșugată pentru că trebuie să gătim foarte multe bunătăți de post. Deci ne-ai prins cum trebuie astăzi, am putea spune, și avem aici, văd că ne-am împărțit pe bancuri, să spunem așa, cum se vorbește în... Cuțitele, să știți că sunt aici, da, la mine. Foarte bine stau, din câte remarc. Foarte bine stau, acolo avem partea de început, aici cu desertul pe partea mea. Ce o să facem astăzi, Andreea? O să facem două preparate de post, budincă de chia și o salată cu tofu. Și o să vă spun pe parcurs și alternativele cum putem adăuga pentru a deveni budinca de cheia sau salata mai bogată. Alice azi e proba de neveste, ca să știi. Ieri am cântat, apoi exact. Cântăm iar, asta zic că dacă ieri am fost și am cântat un pic, nu spunem mai multe neapărat acum, am fost pe teritoriul tău, astăzi Diana ești pe teritoriul așa meu, e. Pentru că l-a gătit. Ce să zic cu asta, pot să mă laud. Bine, n-aș vrea să înțelegeți greșit, fetelor. Nu știu cum se simte la tine acolo în zona aceea, Diana, dar la ceapa, mine aici... Ceapa, o simți, nu? Vine un miros extraordinar de legume. La deci... Diana vin căpșunile. Da, pe zona asta și e... Și lămâie, adică vine exotic așa, nu? Da, deci la un moment dat, dacă mă vedeți că am dispărut un pic și că m-am dat la o parte, să știți că eu mănânc. Adică nu mi-e frică și nu mi-e bun. Avem două salate, Andreea, și ca să ne apucăm așa ușor-ușor să pregătim din ele și bineînțeles mai stăm de vorbă pe rând, vreau întâi să știți că suntem pregătite din toate punctele de vedere și avem... Aici mănuși. Ok, dă-ne mănuși. Deși tu nu o să gătești, eu nu înțeleg de ce vă luați și voi mănuși, că voi nu o să gătiți, gătesc eu, dar dacă vreți să fiți în ton cu mine... Să mai curățăm ceva, să te mai ajutăm, să mai... Nu ne lasă deloc, auzi, că și când ne măritam, tot pe aia s-o sunăm azi. Păi de ce n-ai zis așa, Andreea? În general, în bucătărie, când mă bag, lucrez doar eu, o să așa individualist păi aici. Păi uite, eu sunt aici, când ajungi să le iei, eu doar îți dau. Da, da. Îți dăm la mână și eu și Diana. O să mă apuc să fac budinca de cheia, să o prepar, pentru că va dura puțin să se hidrateze semințele, să fie hidratate semințele și atunci cât se hidratează semințele, numai bine ne putem ocupa de salată. Povestește-ne un pic despre semințele de chia, pentru că sunt convinsă că mulți dintre voi poate le-ați văzut în fotografii, poate le-ați văzut la supermarketuri exact, și sunt ușor confundate cu macul. Sunt ușor confundate din cu macul, cauza aspectului. Dar nu este mac, da. Sunt foarte bune, sunt bogate în proteine și în fibre și ajută foarte bine la digestie și puteți să înlocuiți o masă și puteți să le folosiți la foarte, multe preparate, atât ca budincă de chia, cât și ca să adăugați în smoothie-uri și vă ajută să devină mai consistente, spre exemplu, la micul dejun sau, de ce nu, ca și gustare, dacă vă place. Bun, o să iau o linguriță. Diana, ești cu tava aceea, ca de instrumentar chirurgical. Exact, așa mă simt, ca și cum intru în operație. O să punem 4 lingurițe mici. Deci 4, da? Nu mai mult, nu mai puțin. O să fac 2 porții aici. Aici suntem la 2 boluri de o dimensiune destul de micuță, cât de o gustare am putea spune, nu? Dar ca să vă dau... Da, ca pentru gustare. Ca să vă dau rețeta pentru a face acasă, puteți folosi 4 linguri mari de semințe de chia cu aproximativ 200 de ml de lapte de cocos. Lăsați la hidratat și... Deci lapte de cocos, nu lapte normal. Poate să fie și lapte normal dacă nu țin post. Poate să fie și lapte de migdale, de orez, de caju, de ce le place. Variantă, deci nu, chiar și cu apă, dacă considerați și vă place, puteți să adăugați în dulcitor miere sau sirop de arțar, ce vă place. Sirop de agave, absolut. Da, exact. Și... chiar și cu apă, fără probleme, este la fel de ok dacă nu... Foarte meticuloasă ești, păi nu vreau să fac Andreea, mizerie. Exact, să câte nu... linguri pui acum? Care să fie proporția de obicei? Acum vorbim, noi aici suntem într-un platou de televiziune și nu avem toate deci, la 4 lingurițe mici, din practic 2 linguri mari, folosim aproximativ 100 de ml de lapte de cocos. Okay. Dar întotdeauna trebuie să... o să vedeți că semințele de cheia se umflă și imediat devine ca o budincă. Deci nu trebuie, dacă puneți prea multe semințe, mai adăugați lapte. Dacă puneți prea mult lapte, mai adăugați semințe. Adică nu avem o regulă neapărat. Nu e, pentru că sunt persoane care
cărora le place budinca puțin mai moale și atunci automat pui mai puține semințe de chia și sunt care preferă mai cu mai multe semințe și atunci mai închegate și atunci automat pun mai puțin lapte. Am văzut că sunt tot felul de variante, de au aspect ca și de tort, de dacă adaugi și gelatină, dacă adaugi și gelatină în compoziție, ai mai mult timp în bucătărie și adaugi puțină gelatină, poți să faci categoric și un tort de semințe de chia fără probleme. De bine sună, tort de semințe de chia, super! Dar știi ce bine arată și cu un pic, am văzut unul și cu un pic de cremă de vanilie și fructul pasiunii și de toate. Nu ești limitat la nimic. Imaginația pe care o ai, poți să faci în bucătărie ce vrei tu. Sunt curioasă dacă varianta de budincă de chia vine doar în combinație cu ceva dulce sau putem să combinăm și cu legume la fel de bine. Măi, n-am încercat cu legume. Păi eu zic să încercăm. Dar am încercat nu la budincă, am încercat la smoothie-uri. Spre exemplu, spanacul, okay, avocado, cu lapte de cocos, semințe de chia și poți să adaugi dacă vrei un fruct, dacă nu, doar atât. Și ai un smoothie mic dejun foarte bun. Dar la budincă chiar n-am încercat, dar dacă vă place... Am văzut tot așa o combinație cu ceva avocado și am zis că e foarte interesant. Da, deci, avocado se folosește și la dulce, deci... Da. Păi, na, avocado e fruct. Da. Deci... Păi să știi că acum am vrut să spun că sunt aici în zona de legume, dar de fapt sunt tot în zona de fructe. Am putea spune că doar ridichile sunt legume de aici, nu-i așa? Și ceapa. Da. În rest, ardeiul și... Adică e concentrat acum. E foarte concentrat. Da, păi îmi iasă aici compoziția. Adevărul că trecem printr-o perioadă mai dificilă pentru cei care se gândesc să aibă destul de multe alternative alimentare și poate mulți spun, ah, să mă limitez din așa multe puncte de vedere. Nu e așa deloc. Nu e absolut deloc. E un deloc. Mit. Uite, o să-mi dai mie lingura dacă vrei să așa, te ajut. Stai niște. Nu vrea nimic de la noi. Noi doar trebuie să zâmbim frumos. Da. Noi doar suntem frumoase aici lângă ea. Îmi țineți aici companie la... Măcar spunem ce să-ți dau, căpșunile. Uite, dau deja, acum, dacă puteți să trageți cadru pe budinca aceasta, deja s-a închegat. Și o lăsăm până aproape de final, ca să putem să și ornăm cu fructe. Desigur, ce mai putem adăuga, v-am spus, este miere sau ce fel de îndulcitor preferat. Nu aș prefera zahărul pentru că nu. Nu recomandăm, da, în general. Nu. Așa. Și ca fruct, dacă nu vreți zahăr deloc, nici miere, nici nimic, aveți alternative la fructe. Grupa mare la fructe, căpșuni, afine, ananas. Ananasul, dacă îl folosiți, este important să știți că dacă ornați gen acum și să mâncați mâine, spre exemplu, e mai bine să pui ananasul atunci când mănânci. Dacă vrei neapărat să ornezi, folosește ananas din conservă și atunci se păstrează, nu strică compoziția. Sau dacă vrei, mai am un uite, deja s-a hidratat, tips and tricks, nu de la Campion de data aceasta, dar dacă vreți să nu oxideze atât de repede, folosiți un cuțit ceramic și ulterior un pic de zeamă de lămâie pe deasupra. Da. Și rămân, nu oxidează. Okay. Deci lăsăm mai să se hidrateze semințele, mă gândeam că nu am emoții. Așa, și ne apucăm de sal. Aici, și acum eu să... ceva, nu? Le lacât aici și le las liniștite, nu? Da. Le descânt, te uiți atent. Uite, fii atent și cu ce poți să mă ajuți la un minut, două, așa, mai e lingurița și mai amesteci ușor ca să se hidrateze cu tot. Într-un singur sens, da? Da. Bine. Să nu se taie. Da. Să nu se taie maioneza. Da. Iar aici o să facem o salată cu tofu. Și ce pot să vă spun despre salata asta este că este delicioasă. Aveți alternativă de a o pregăti nelimitat. De ce? Puteți să folosiți mix de salată, puteți să folosiți spanac, puteți să folosiți salată română, puteți să folosiți valeriană, puteți să folosiți rucola. Ce vă place? Toate verișoarele salatelor. Da, ce vă place ca și tip de salată, fără probleme. Iar la tofu, pot să vă spun că poate fi folosit tofu proaspăt sau putem să folosim tofu prăjit. Este delicios. Dacă n-ați încercat, trebuie să-l încercați. Cum e tofu prăjit? Foarte bun. Cum? Care-s pașii? Îl cumperi? Nu-l cumperi, îl prepari tu, îl faci tu. Cumpărat, tăiat feluțe, pus la prăjit. Fără ulei, fără nimic. Ulei, pe cum îl prăjești? Păi nu știu, poate, îmi dăm o alternativă. Nu, îl prăjești. Untură. Nu, mă, nu, ulei, pe post.
Avem o variantă, avem și o altă alternativă la tofu, nu-i așa? Mai sunt acum brânzeturile vegetale din lapte de coco sau din lapte de migdale? Sau din grăsimi vegetale. Sau din grăsimi vegetale. Sunt, deci care nu tolerează soia? Sau... Da, și sunt, din proteine, sunt proteine din mazăre. Eu, spre exemplu, am găsit ca și alternativă în magazin brânzeturi din grăsime vegetală sau cu proteină din mazăre sau proteină din soia. Și alternativă la carne tocată, deci exact cum e carnea tocată, doar că un amestec pe bază de legume. Pe bază din proteină de mazăre. Este foarte bun, am făcut chiftelute și vreau să zic că au ieșit senzațional, nu-ți dai seama că nu mănânci carne, atât de bune au ieșit. Și mai sunt crembuști, cârnăciori, da, alternative la mezeluri, foarte multe. Dar ce vreau să, exact, și chiar și mezeluri sunt, da, dar ce vreau să vă spun referitor la aceste preparate pe bază de proteine de mazăre care imită carnea, este că nu trebuie să facem abuz de ele, pentru că sunt procesate. Adică sunt bune, e ok să, nu știu, o dată la o săptămână să ne facem pofta cu un astfel de preparat, dar nu facem abuz de el pentru că nu e sănătos. În general, abuzurile nu sunt indicate, nu-i așa, dacă mâncăm prea mult. Uite, haide că eu... Tu îmi ții bolul și exact, eu vin spre tine și doar să... O să punem două mâini de salată. Poți să amestec, da? Aici. Da. Tu mă aștept acolo cu... Uite, eu le tăi când să fie mai micuți, așa. Deci vezi că am numărat căpșunile, dacă la final ies mai puține, treaba ta. Nu o să fac nimic de ales, tot timpul numără e la zi. Exact, bineînțeles, contabilitate n-am făcut, în rest... Dar nu e târziu. Încep cu legumele. Încep cu legumele. Da. Și apoi las iar să respire, da? Da. Apropo de calculat, mulți sunt care își calculează caloriile. Chiar așa, e un mit acesta sau putem să aproximăm chiar și din Da, este din ochi. Tocmai la... eu sunt fan al mâncatului intuitiv și al porționării după mână. Și există chestia asta și este chiar indicată pentru că te ajută. Gândește că mai și plecăm, mai suntem oameni, mai plecăm în diverse vacanțe. Suntem și noi oameni. Da, și nu avem timp să stăm cu cântarul după noi. Și atunci o alternativă foarte bună în a ne măsura porțiile, propria mână. Ne ajută foarte mult să ne cântărim exact cantitatea de proteină, carbohidrați, grăsimi și... legume de care avem nevoie. De care avem nevoie, exact. Și o să vă povestesc în altă ediție despre asta, pentru că este foarte important să nu stăm să calculăm. E plictisitor, noi mâncăm mâncare, deci, nu este, cifre. Nu este neapărat nevoie să stai să calculezi. Diana, ți-ai calculat vreodată caloriile din Când eram mică, să știi că le calculam tot timpul, dar ochiometric, habar n-aveam. Puneam și eu așa, 100, 200, cât o fie. 300. Așa, că ți se părea ție că... Da, după ce m-am maturizat și mi-am dat seama că, așa cum ai spus și tu, noi suntem oameni, mâncăm mâncare, nu mâncăm cifre. Exact. Așa că nu mi-am mai calculat de foarte mult timp calorii. Bănuiesc că se vede, dar încă sunt simpatică. Sau ai norocul că ești simpatică. Sau am norocul că sunt simpatică și să mai stau. Și cine te iubește, te iubește așa cum ești. Sănătoasă, adică, da? Grasă și frumoasă. Ei, grasă cu siguranță nu. Deci, nu, te alinți, vezi? Te alinți. Forme, așa. E important să nu fim stresați când mâncăm și... Să mâncăm colorat. Și cât mai încet, cât mai lent. Cât mai încet, da. Să mestecăm cât mai mult, nu-i așa? Exact. Cu cât mâncăm mai încet, cu atâta ne săturăm mai repede. Și atunci nu mai mâncăm atât de mult. Creierului ia cam 10-15 minute să-i ajungă informația de la stomac că e gata, că e sătul. Și atunci trebuie să lăsăm să proceseze. Noi procesăm puțin mai greu, știi, din cauza asta. Trebuie să mâncăm încet. Noi da, exact, procesăm mai greu, în general. Adică orice nevoie avem, zicem, hai, lasă că mergeți. Draga mea, colegă, te rog să-mi dai o ceapă. O ceapă. Dă-i o dată că ceapă. M-a terminat. O ceapă. Și o să... Da, deci miroase într-un fel aici în, în studio. Da, este extraordinar. Bine că nu s-au inventat, că asta spun și eu tot timpul. Bine că nu s-au inventat ceva platforme ca să simți și olfactiv diverse lucruri. Pentru că deja cred că... Cine știe? Curând? Poate nu totuși, poate nu. Pentru că chiar așa, chiar vrei să-mi dai bloc și tu și Diana și toată lumea pe care o cunosc? Adică chiar din asta reiese că ea gătește foarte mult Nu, din asta reiese că de bine miroase. Exact. Din asta reiese că de fiecare două dată... Două ridici.
Două ori ridic, uite cum... Sunt potrivite? Da, foarte bine. Nu știu să fac magii, dar aș putea să încerc. Numai să nu dispară. De tot? Nu. Mai am. Da? Deci mai am. Ce alte alternative ar trebui să mai avem acum în perioada postului pentru mic dejun? La micul dejun, eu, spre exemplu, îmi place foarte mult iahnia de fasole și pentru a nu avea probleme cu digestia, îmi place să adaug la iahnie, la fasolea bătută, ca să nu ne confundăm, da. Praf de ghimbir și avocado și pătrunjel. Vreau să zic că iese o nebunie de rețetă și trebuie să o încercați. Deci, fasole bătută, luați o conservă de fasole normală. Eu folosesc și roșie, depinde de care vă place. Spre exemplu, cea neagră e mai bogată în proteine decât cea albă. Un praf de ghimbir, sare, piper, o legătură de pătrunjel, un avocado, mixăm pe toate la blender sau la mixer și aveți pentru 2-3 zile suficient. Și asezonați deasupra cu niște felii de roșii sau de castraveți ca să ajutăm digestia și mai bine. Este un, uite, vezi că nu vreau să ți le dau, parcă așa mi se pare. Nu se exact, nu mă îndur, dar exact. Hai, mai e foarte, fii bună și foarte tu. Foarte bine. Și eu, cum adică și eu, nu sunt de obicei chiar așa. Păi nu, că bine, eu sunt rea, știi? Bine, mai certat de câteva ori când mai vedeai pe la mine câte un burger, câte o pizza, câte ceva. Foarte rar. Zicem. Foarte rar? Da. Foarte des. Foarte rar? Foarte rar, nu-i foarte des. Foarte rar se vede la ea o pizza. Și încearcă gen să pară atunci că, domnule, mănâncă mult, de-aia abia ciugulești. Deci să nu credeți că mănâncă chiar foarte sănătos. Ea este fan fructe de mare și o invidiez, că eu nu prea mănânc. Nu, ba consum. Da. Ba da, dar nu am tot timp să gătesc cum da, mai timp. Adevărul că, da, necesită destul de mult timp. Apropo de fructe de mare, pentru că sunt persoane care în timpul postului mănâncă totuși fructe de mare, pentru deci, că există acolo o... Dezlecarea la pește, spre exemplu, în postul acesta a fost pe 25 și mai, este pe, și mai este pe 17. Deci avem doar 2 zile dezlecare la pește. Eu, spre exemplu, am gătit atunci macro, dacă nu mă înșel, proaspăt prăjit și frigărui de somon. Deci am făcut frigărui de somon cu legume la grătar. Asta am făcut, dar sincer vă spun, nu simțeam nevoia de carne. Adică eram, cumva sunt și acum șocată că am deja 25 de zile de post și nu am simțit nevoia de lapte, de ouă, de carne, de nimic. Adică chiar mă descurc super bine, dar recunosc că am în alimentația mea, am adăugat foarte multe legume, okay. Foarte multe legume. Adică cumva îmi cere corpul, știi? Da, e binevenit, nu știu, un post. Dar așa cum am spus și clienților și cu persoanele care am mai discutat, în trecut nu prea mai țineam post, nu prea reușeam să mai țin post. Merge? Păi da, te ascult și să nu uit da, aici de ce am venit. Uite, foarte bine, deja s-a omogenizat. Da, uite că se vede chiar frumos. Și e foarte important că atunci când spunem că vrem să ținem post, să fim în primul rând pregătiți psihic, pentru că altfel nu reușești efectiv să ții. Uite, aici avem, să zicem că avem o dilemă. E un prag psihologic până la urmă, da, acesta de depășit, da, sau da. Și corpul cumva trebuie pregătit un pic înainte? Trebuie pregătit. Eu știi că înaintea postului, deci înainte de a începe postul propriu-zis, avem o săptămână de pregătire în care renunțăm. Așa ar fi indicat și asta indică da, tuturor. Dar trebuie să te pregătești, adică la modul să îți propui dacă vrei să ții postul cu adevărat pentru a-l putea ține. Că dacă spui, gata, eu de mâine nu mai mănânc carne, lapte, ouă și tu nu ești pregătit psihic pentru chestia asta, nu o să reziști sau cel mult dacă reziști nu faci altceva decât să te forțezi și mereu când o să vezi carne sau ceva o să-ți fie poftă, ceea ce nu este ok. Adică postul da, normal faci pentru tine. Va percepe ca fiind exact. O obligație și ceva da, cu da, o da. Conotație negativă și o să spună, auzi, știi ce, la prima... Așa mă opresc. Nu, păi știi care e faza? Știi cum e? Ne este poftă. Dacă poftim, nu mai e post. Și atunci nu e ok. Eu, uite, chiar zilele trecute am fost și vedeam oameni, mâncau care. Eram, nu, era în regulă cu asta? Adică da, era din nou un prax psihologic da, pe care... Da. Bine, nu a fost și cazul sunt, la tine să fie nevoia să dar sunt persoane da? Pofticioase, adică eram eu uimită de mine. Zic, băi, mie nu-mi e poftă. Adică eram, wow, nu simt poftă și mirosea. Nu, eram, eu sunt în post, sunt ok și vreau să zic că postez zilnic pe pagina mea de Instagram câte un fel de mâncare pentru a ajuta și pe urmăritorii mei să se inspire. Pentru că am zis, mă, zilnic postez ceva. Și chiar funcționează, adică și ca alternativă de dulce și tot. Te rog să-mi dai un ardei
roșu. De care? Roșu? Roșu. Roșu. Ardei iute sau ardei? Nu, ardei gras și o să-mi dai un ardei iute portocaliu, că vreau să fie așa un răsfăț de culoare aici. Vă rog. Da. Chiar că răsfăț de culoare și de... Cu cât e mai colorată farfuria, cu atât este mai bine. Te rog. Asistentă sunt, șef. Sunt o asistentă absolut impecabilă. Astăzi Diana acolo deja își spune că a trecut la gradul de sous-șef. Acolo budinca de cheie arată foarte bine. Da, da, foarte bine. Uite, deja zâmbește, e fericită. E bine, păi un smiley face. N-ai furat nimic? Zi adevărul, n-ai furat nimic? Nu am furat momentan, dar mai stau puțin până mă înfig în căpșunile astea. Cât ai zis că sunt? Cât am numărat? De ce ar trebui să-ți zic? Sunt nelimitate. Pentru dumneavoastră, doamna Enache, am făcut astăzi special, că tot am, uite Andreea, că de fiecare dată când ai venit și a fost și Diana, da, că n-am spus de fiecare dată că vrem și noi pe cineva cu mâncărică, să fie frumos. Da, ne gândim să vii tu, astăzi, Andreea, că ai zis mi s-a îndeplinit. Mâine pe mine mă vezi, șef Andreea, nu doar trainer, și șef o să devin mâine pe mine. Te-ai gândit vreodată să faci, să îți dezvolți cumva zona aceasta și să faci un tip de afacere? Cum se poartă cei drept în ultima perioadă de a trimite miluri gata preparate? Nu, vreau să mă dezvolt în zona asta, este suficient cu câte fac, dar s-a pus la un moment dat problema cu budincile de cheia și cu modul în care le prepar eu să fac chestia asta, pentru că fetele chiar îmi cereau în continuu rețeta și de ce nu aș face chestia asta. Nu, n-am timp să fac și chestia asta, cred că sunt. Da, e dificil. Da, vă dau rețeta. Și sunt destul de... Și deja contribuie destul de mult la... Ardei iute portocaliu, că îmi place cum arată. Portocaliu. Special pentru tine le-am ales. Yummy. Cromatic, după cum se poate observa, avem și verde, să știi dacă îți trebuie ardei. Nu, că avem salata verde. Îi scoatem semințele pentru a avea un pic nu, mai... Nu, să fie iute, lasă acolo. Iute, da, să ardă caloriile, nu? Așa păi se da, zice? Da, da. E mit și ăsta? Nu, sau? Nu e mit, e pe bune. E pe bune, da? Da. Dar nu acum, fiecare cum tolerează iuțimea, pentru că nu e bine... Da, sunt care au aciditate la stomac sau au probleme și nu le face bine. Eu, spre exemplu, mănânc destul de iute, dar nu întotdeauna am mâncat atât de iute și atunci trebuie să avem grijă, că nu ne ajută cu nimic să exagerăm, mănânc acum un ardei iute și slăbesc. Nu slăbești, doar ajută la arderi, dar trebuie să mai faci și altceva pe lângă asta, știi? Da, din nou un alt mit pe care îl demontăm, să spunem așa. Eu personal mănânc foarte iute, am încercat o perioadă să mă dezvăț, au apărut niște mituri în spațiul online, cum că în momentul în care, uite te ajut eu aici, cum că în momentul în care simți nevoia să mănânci iute, simți nevoia de o schimbare în viața ta. Păi așa ar trebui să fac o schimbare în fiecare zi, că și știi mă mănânc astfel de des și de deci iute. Înseamnă că ai nevoie de o schimbare, da. Poftele, majoră, poftele, ascund sau semnalează probleme pe care le are organismul sau carențe pe care le avem de minerale sau vitamine. Și atunci trebuie să avem grijă cu chestia asta, repet cum am mai spus-o de atâtea ori, un set de analize la sânge este... super indicat și pe baza acestor rezultate de la sânge să vedem ce putem construi atât cu alimentația cât și cu partea de vitaminizare pentru a avea o sănătate cât mai bună. Cât de des? O dată la 6 luni? Cam așa, 6-8 luni pentru un om sănătos care nu are probleme de sănătate, 6-8 luni este ok. Pentru cine are probleme, automat trebuie să discute cu doctorul, că sunt cazuri în care chiar și la lună trebuie să faci până și revin valorile organelor la normal. Hai să folosim și ardei gras, galben, verde... Galben verzui. Ceva în genul. Da, uite că de fiecare dată am mai discutat și fugeam de multe ori de alternative ale fructelor neapărat, de tipul ardei gras sau... Te rog, șefa mea. Sau roșii. Asistentă. Așa. Și dacă, spre exemplu, cu ce avem prin bucătărie, putem să improvizăm din anumite puncte de vedere? Depinde ce avem în bucătărie ca să improvizăm, că dacă n-ai la modul, dacă avem baza, să spunem, avem o salată și așa cum a zis Diana și verișoarele ei, că a fost o exprimare tare drăguță și cred că o să împrumut cu copyright, cu siguranță. Și mai departe, combinăm cu alte legume, că vorbim aici de ceva rădăcinoase. A, sigur, putem să un folosim. Un pic de morcov, un pic de țelină, poate, dacă ne place. Cu absolut orice, cu sfeclă roșie, cu morcov, la fel. Atât morcov cât și... rădăcina de pătrunjel sau păstârnacul, puteți să-l folosiți în salată. Vă sfătuiesc dacă încercați să-l folosiți ras, dar cu acea ustensilă care face fâșii subțiri sau la răzătoare, dar să iasă fâșiile lungi și puteți să-l prăjiți.
Ies niște crochete senzaționale care cu salată proaspătă e deliciu. Începe să mi se facă foame așa. Dar și acum mai tăia și ardeiul ăsta, da, care miroase extraordinar. Deci stăm și în picioare astăzi. Dacă ți-am zis, cum am luat-o la exerciții, că la un moment dat a venit Andreea aici în platoul Metropola TV și am gustat această provocare. Astăzi te-am chemat pe ceva mai pe gustul și pe placul nostru. Și la exerciții mă duceam așa ușor într-o parte, până mișt ușor din cadru, n-am căzut. Dar acum s-ar putea să cad. Ia zi, Alice, crezi că am putea să mai ardei roșu? Să mai completăm. Hai să mai completăm cu un ardei roșu și poate chiar și cu o ridiche ușor ușor. Hai. Și dacă și cu ceapă. Dar stai că am pus doar un fir de ceapă. Ia, doar un mai fir de ceapă. Doamne, Doamne, mai dă două, trei fire, mai dă un fir în coace. Ia zi, Diana. Uite, trebuia să o tai pe aia mare. Am zis să rămână și aici de estetică, decor, și de amorul artei și poate cineva nu mănâncă neapărat așa cu multă ceapă, că poate ne pupăm după aia, cine știe. Lasă că dacă ne pupăm, uite, după ceapă bem lapte și gata, se taie. Și ai rezolvat, da? Am încercat. Uite, eu și da. Andreea, că între mit și realitate spuneai de pătrunjel, nu-i așa? Că e un antioxidant foarte bun și că îl conține foarte multă vitamina C, mai multă decât portocala și chivile. Deci îl recomandăm cu de mâncat așa la seriale, știi? Păi da. Să știi că e o variantă în care poți să faci o salată de pătrunjel, mentă, măr verde și rodie extraordinară. Deci turcii au celebră salată, exact, de cred că tabulese, nu tabule, da. Așa, care e doar din pătrunjel. Pătrunjel cu roșii. Da. Și uite, și un alt secret pe care îl dăm. Dacă ați mâncat ceapă și usturoi, repede mâncați un pic de salată de pătrunjel și mirosul se va atenua. Da, categoric. Adăugăm un praf de sare. După gust și în situația aceasta. Nu exagerăm, da, categoric. Să nu reținem apă. Adăugăm semințe de dovleac. Putem să adăugăm și semințe de floarea soarelui. Semințe de susan e indicat? De susan, susan negru, iarăși este foarte bun. Semințe de in. Deci, semințe să fie. Semințe. Fac pentru foarte bine. Fibre pentru fibre și digestie, nu-i așa? Pentru fibre și digestie, da. Și uleiuri, dacă conțin și omega-3, deci super, ulei super. Ulei de care spină, ne place. Normal. E indicat uleiul de măsline, putem să folosim ulei de avocado, putem să folosim ulei de cânepă, de nuci, de semințe de dovleac. Este foarte bun ulei de semințe de dovleac. Deci cam ce ulei ne place, dar la fel, nu exagerăm, 2 lingurițe de ulei este suficient. Nu știu dacă o să-ți iasă. Ia, dacă... Bun, hai... uite cât ajut eu cu... Asta explică-ne, povestește-ne puțin despre uleiuri și dacă avem la un moment dat... adică ce nu recomanzi în prepararea lor termică? Pentru că, bineînțeles, ca să avem... Uite că ne joacă feste acest ulei, dar... Uite, bagă cuțitul. Povestește-ne puțin despre uleiuri, care ar fi o variantă mai sănătoasă pentru a reuși să... Adică totuși să evităm anumite uleiul situații. Uleiul de măsline este bine cunoscut de toată lumea și este cam cel mai ok. Apoi avem untul de cocos, care iarăși este foarte bun, untul, uleiul de cocos. Mai avem uleiul de semințe de dovleac, care este senzațional de bun. Și cel de cânepă, de semințe de in, de cânepă. Foarte, okay, foarte bun. Care le putem folosi atât la gătit și la... Da, da. Dar totul e după preferințe și după buget, desigur. Că... Și pentru prânz, ce alternative am putea avea în... Supele, cremă. Timpul postului. Ciorbele de legume. Da. Ciorba de sfeclă roșie, ciorbă de lobodă, fel de alternative de genul. Bulgurul. Bulgurul, preferatul meu din toate meu. Timpurile. Deci bulgurul, am început să-l... Haide să-l lăsăm și eventual o să punem un pic de lămâie și printre picături o să... Da, lime, sau... da, lămâie. Așa, adăugăm și lămâie la salată. Și o să-l folosim ca să nu facem pe aici vreo bucurie și nici cuțitele să nu le folosim neapărat în experimente astăzi. La noi în bucătărie putem să facem orice, dar nu recomandăm să folosim cuțite totuși atât de mari. Și pentru felul 2? Și pentru... Că m-ai lăsat cu supa. Bulgur. Pentru felul 2 avem... Pe lângă bulgur. Sărmăluțe de post. Avem... Doamne, că nu mai vin acum. Am putea să facem un fel de curry de linte cu orez? Putem. Știi acele tuburi caneloni umplute, da, cu spanac și tofu? Foarte bune. Și nu îngrașă? Nu.
Nu? De ce sunt grase? Putem să avem și o variantă de paste, dacă avem paste integrale, spre paste exemplu. Paste cu sos de roșii, paste cu smântână vegetală. Deci paste cu pesto, cu o grămadă de variante doar din legume, putem să facem pesto din chifteluțe, absolut orice acasă. Chifteluțe la cuptor de post cu salată, eu întotdeauna, sau piure de cartofi cu trufe, la fel cu salată, adică dacă le combinăm cum trebuie, te și saturi, ai și varietate în farfurie și este și senzațional de bun. Ușor, ușor m-am pierdut, pot să vă spun. Dar, ce să zic? Deci, doamne, cum miroase aici. Da, miroase extraordinar și aici ne-am pierdut un pic, pentru că avem foarte multe variante de salate pe care chiar putem să le încercăm acasă și putem să le facem cu încredere. Iar dacă nu sunteți fan salată, am vorbit despre alternative de post delicioase care vin în completare și care pot constitui o masă extrem de sănătoasă și extrem de ok. La salate, spre exemplu, pe lângă salatele simple, putem să facem salată. Știi salata orientală? Da. Tipul de salată orientală în care adăugăm cartofi fiert, ceapă, măsline, da? Și salată verde sau spanac, dacă ne place, este foarte bun. Cu puțin oțet sau zeamă de lămâie și ulei de măsline este senzațional. Sau putem folosi quinoa fiartă. În salată, iarăși, este foarte bun atât ca prânz, că tot întrebai de o altă alternativă la prânz, cât și seara. Iarăși foarte bun. Și având în vedere că avem tofu, quinoa, linte, năut, că îmi venea năut, să spun da. Soia, năut, soia și ne mai putem folosi de nuci iarăși în salată sau ca și gustare, deja avem o varietate foarte mare de proteine, de fibre și de grăsimi care ne ajută să alternăm în perioada postului. Gătite în diverse modalități da. Să fie pentru toate și gusturile. Pentru cină? Pentru cină, ce am zis ca și pentru prânz. Supele cremă pot fi folosite și la cină. Salatele la fel putem, clar, salate la cină, mâncare trebuie să fie cât mai ușoară. Și cum am mai zis mai devreme, preferatul meu este bulgurul. Bulgurul cu salată, crede-mă, dacă mănânci 150 grame de bulgur gătit așa, ca la carte. Da. E extraordinar bulgurul, clar, de fiecare dată. Și mi-am cumpărat și îmi fac acasă. Cumpăr de la magazin turcesc bulgurul ăla al lor tradițional, că am luat și de la noi, dar nu aici la fel. Și deci, iată, încă un tips and tricks da, aici da, la da. Noi. Este important. Și am reușit să desfacem... Prin magie s-a întâmplat da. Acest lucru. Adăugăm și puțin ulei. Da. Vai, cum arată și cum miroase în mod... Așa și amestecăm. Nu știu dacă remarci, dar eu aici, în spațiul meu vital de la această masă, am mai luat din resturi, am mai strâns, îți forțez da. Mâna ușor, ușor, să ajungem la momentul preferat al tuturor și anume desertul. Imediat ajungem și la desert. Diana, văd că te ocupi. Eu mă ocup aici, n-am stat degeaba. Să salata știi. Este gata. Hai, dacă vreți, mai putem adăuga. Dar nu mai adăugă. Lasă că îmi pun eu cât îmi trebuie. Hai, o zi bună, la revedere, mulțumesc. Și revenim la varianta de desert cu semințele de chia. Stai așa că lăsăm lingurița aici. Uite, mi-a așezat Diana aici frumos tot un... la plate. Artistul, domne, da. Să fie perfect. Da. Stai așa să facem, să băgăm degetele. Așa. Și acum urmează momentul ornării, ca să zic așa. Încă o variantă da, artistică. Încă o variantă artistică. Dacă ți este mai ușor, ai acolo am un cuțit mic, mai da. Ți-l dau tot eu, că sunt și o asistentă pe partea stângă. Te rog, și o castă. Mulțumesc. Așa, și o să urnăm una, de fapt le urnăm cu și cu afine și cu... Da, nu? Pe bogăție vreau să fie, da? Pe foarte multă bogăție. Și pe colorat. Okay. Foarte colorat și mi se pare că e o variantă atât de delicioasă încât chiar... Dar mi se pare cam mică porția. Ce uite. Să facem acum? Vrei să-ți pun în pahar, să mai fac o porție? Un bol așa ar fi trebuit sau chiar așa? Chiar, cât ar trebui să mâncăm și din... Cam 200 de grame, 150-200 de grame de budincă cu tocul ornat. Deci cam la 200 de grame să ajungem cu tocul... Să nu exagerăm totuși. Cu tocul ornat. Dacă folosim ca și gustare, dacă ne ducem la varianta de mic dejun, putem ajunge undeva în 250 de grame pentru că putem folosi iaurt, da, vegetal, da. Este din soia, sau putem folosi, sau și... Putem folosi cereale, da? Fulgi,
de ovăz de care ne place... Muslii și orice variantă. Da, tot ce de post sau normală, că nu vorbim doar pentru cei care țin post, că sunt și oameni care nu țin post, exact, da? Exact, dar sunt alternativele... Nuci, alune, stafide, prune uscate, caise uscate. Suntem nelimitați, ca să spun așa, ca și variantă în ce putem adăuga în budinca de ghea. Ce ne place? E bine să adăugăm ca să avem cumva o traiectorie, cam undeva la 5 ingrediente întru totul să fie adăugate. Totuși ca să nu fie prea de multe. Da, cam la 5, nu știu, căpșuni cu nuci, cu afine și în general niște cereale. Nutriția recomandă să limităm cumva, dacă nu limităm cantitatea, să limităm... Iar o chestie, uitam și mi-am lăsat acum aminte, ce mai putem adăuga pentru un conținut proteic mult mai bun, sau mai calitativ, putem adăuga și o cupă de proteină de soia pe bază de lapte, care face conținutul și mai nutritiv. Aici să delimităm un pic, vorbim despre cei care fac și sport odată Nu neapărat. Dacă nu dăunează niciun fel, nu dăunează exact niciun fel, iar dacă ești o persoană activă și îți dorești să ai un mic dejun mai bogat în proteine, poți folosi fără nicio problemă o cupă de proteină, că nu te deranjează cu nimic. Dacă facem exces, atunci este o problemă. Dar aici nu vorbim de sport, vorbim pur și simplu de diversitate în farfurie. Dacă vrem să plecăm, suntem în această perioadă de post și vrem să plecăm și la sală imediat dimineață, cum îmbinăm aceste gustări? Sau e ok să avem această budincă de chia? Ne îngreunează în vreun fel activitatea? Avem nu ne încurcă cu absolut nimic. Dar cu cât timp ar trebui să mâncăm înainte de antrenament? Asta e o întrebare pe care o primesc foarte des. Timpul când mâncăm înainte de antrenament sau cu cât timp înainte depinde de fiecare persoană. Eu pot să spun că mănânc cu o oră înainte. Sunt persoane care cu o oră jumătate sau două ore înainte. Deci depinde foarte mult de digestia ta. Dacă tu crezi că ai o digestie mai lentă, e ok cu două ore înainte de a te duce la antrenament, pentru că când ajungi la antrenament e bine să te simți ok, nu să te mă dă de la mâncat, da, știi? Deci nu trebuie să ai o anumită oră. Sunt persoane care, spre exemplu, dimineața nu pot efectiv fără să mănânce și sunt persoane care se simt mult mai bine să facă sport pe nemâncate. Adică trebuie să te cunoști. Eu pot să-ți spun, știi, trebuie să faci asta, asta, asta și le faci, dar nu mă simt bine. Trebuie să te cunoști. Încerci și mâncat cu, nu știu, cu două ore, încerci și cu o oră și vezi care te simți mai bine. Vezi când leșin. Exact. Vezi ce ți se întâmplă. Nu leșin. Dar să știi că am o curiozitate față de tine, Andreea, și uite, nu cred că am apucat să te întreb vreodată asta. Tu ești atlet de performanță și ai participat atât la nenumărate competiții internaționale, cât și la Jocurile Olimpice. Ce facem atunci când avem și emoții? Sau ce făcea Andreea Arsine atunci când avea emoții înainte de Jocurile Olimpice nu sau de o mare, mare competiție? Nu prea îți vine să mănânci când ai... Adică ți-aduce aminte așa de... Da, n-ai cum să le uiți. Și antrenorul ce spune? Păi ce să-ți mai zic? Știi care e faza? Nu poți să faci, nu știu, să te forțezi. Trebuie să mănânci ceva, să ai ceva în stomac pentru... mulțumesc, Diana. Puneți frumos, să fie frumos. Așa. Trebuie să mănânci ceva pentru a avea ceva în stomac în momentul... pentru competiție, dar nici să te forțezi să mănânci foarte mult, pentru că de la emoții și de la presiunea concursului și de la tot ce se întâmplă acolo, ți se face rău. Și la modul că ți se face rău că poți vomita în timpul cursei. Ori eu, spre exemplu, la cursa mea, 20 de kilometri, numai să vomit, nu-mi permit orice, dar numai să vomit. Clar, nu ai. Da, și, spre exemplu, la Jocurile Olimpice n-am cum să uit masa aia, că a fost la ora 11 masa, la 2 și ceva am avut cursa. Și două ora Rio-ului. În România era, nu știu, cred că 11 noapte sau 1 noapte, ceva. Dar ați avut timp să vă adaptați un pic la fusturare? Da, am avut, deci am avut timp. Nu e vorba de dificil, e vorba de pur și simplu de emoții. Când tremura, mi-am luat, țin și acum aminte, o felie de pâine cu două felii de cașcaval. Atât am putut să mănânc în ziua aia și alea îmi veneau înapoi, ca să înțelegeți. Emoțiile sunt foarte mari și nu sunt poate emoțiile cât le ai, dar cât și ți le pui singur, știi? De la cap. De la cap. Deci din nou, exact. Ajungem la cap. Da. Dar, bine, poate Diana nu știe exact toată povestea, tu nu ți-ai permis din cauza mâncării să ai anumite probleme, dar ai fost foarte, foarte neascultătoare, nu-i așa? Și ai avut ceva probleme la final. Nu e vorba de asta, problemele au fost din cauza lipsei de recuperare și s-au rupt tendoanele.
A fost o altă problemă. Măcar de-ar fi fost din cauza faptului că, nu știu... Că n-ai fost o ascultătoare, nu-i așa? Da, da. Dar unele chestii nu le putem preveni oricât am încercat. Asta așa e. Uite, dacă, pentru că ne mai permite timpul foarte puțin, cred că am putea, din moment ce avem aici deja pregătite deserturile și, bineînțeles, salata, să, nu știu, să încercăm să mai folosim din să facem ca o... Dacă punem puțin lime în pudingă. Putem să facem o salată de căpșuni? Da, hai să facem. Dacă tot ne mai permite exact, timpul, ne permite un pic timpul și dăm, dacă vrei, ca să te ajute. Dar o felie de lime, dacă punem așa de estetică? Vrei tu să punem? Doar că, uite, fix acum ne-am dat jos mănușile și... Dar, uite, mai am o porție aici de mănuși. Ok, atunci tu atingi... Hai să facem. Hai să facem și să tăiem și o felie. La felie arăși. Ce poftă de acel lime, te rog, păi ia-l de acolo și taie-l. Păi nu, îl dau, uite, Andrei. Așa. Ia-l de acolo și taie-l. Uite, fii atentă, stai acum niște... Stai niște felii de lime, pentru că prea dulci suntem și trebuie să... Nu știu, simțeam nevoie de puțină culoare. Aici, chiar, uite așa, pac. Stai așa, că imediat rezolvăm, doar că îmi trebuie cuțit mai mare, că e... Mamă, și mi-a adus acum aminte de Brazilia și vreau să merg în Brazilia, că atât de frumos e acolo. Și câte variete de mâncare, cred că găsim acolo. Mamă, fructul pasiunii, lime. Uite, și... Uite, poți să-l folosești de la, ca decorațiune. Păi asta zic. Asta voia. Of! Asta voia. Frumos. Aici. Veniți să filmați cum se vede aici, că se vede foarte frumos. Nu veniți, pentru că o să fie... Deci... Să vezi, Doamne, lumea de acasă, acum au plecat, toți sunt către piață, toată lumea cumpără fructe și legume, pentru că ar fi și păcat să nu, să nu-ți facă poftă o astfel de masă. Suntem echilibrați în timpul postului, dar vreau să știu ce facem după, pentru că cu siguranță o să vii pe la noi și după ce trece această perioadă și o să discutăm, dar pentru cei care vor să se adapteze totuși mai ușor. Nu exagerăm după post, în niciun caz. Tranziția ar trebui să fie una ușoară și naturală. Păi, după post, ce crezi? Direct în Paște intrăm. Și la ora 12? Ia zi-mi tu cu mielul. Ia zi-mi tu cu mielul și cu salata de beof și cu sarmalele, cam cum te cumpătezi tu și după aia zic eu. Eu personal nu, pentru că la noi nu se prea... Bine, fac... tu încep cu fructele de mare. Dar la noi nu prea se fac mâncăruri tradiționale, în afară de veșnica salată beof pe care o face mama. Mănâncă scoici, oysters. Nu, nici chiar așa, nu, dar nu se face foarte des, pentru că nu... Și părinții mei mănâncă destul de echilibrat și nu prea mâncăm așa de multă carne. Uh-huh. Adică e o chestiune strict de gust, nu este... Ne punem o farfurie, luăm o farfuriuță așa și micuță. Și când ne punem? Așa cam, știi, o puțin. O părmiță? Da. Un pic. Cam și așa. Dacă ai palma mare, ce faci? Nu, ai, că crede-mă, mâncarea, dacă îți pui după palmă, după mâna ta, n-ai cum să-ți pui mai mult decât poți să consumi. Și atunci, tocmai asta vorbeam și mai devreme de măsuratul după mână, da. Pentru că n-ai cum să-ți pui mai mult. Dar trebuie să știi exact ce obiective ai, pentru că dacă vrei, spre exemplu, să scazi în greutate, o să folosești... Jumătate de mult. Nu, folosești gen două porții, ca gen de două ori din palmă pui. Dar dacă vrei să crești în greutate sau să pui masă musculară sau așa, automat mai adaugi. Okay. Dar contează și farfuria, știi? Nu ne punem una așa, nu mă farfurie așa mai... Și dacă vrem, putem să alegem și ceva culori la farfurie, astfel încât să nu mâncăm atât de mult. Da, este foarte important să avem multe legume în farfurie. Foarte important, mai ales acum că vine vara și avem nelimitat la legume, să folosim din plin. Dar știi că e un studiu și legat efectiv de culoarea farfuriei, în sensul de vasul de farfurie, pentru că sunt anumite culori care te fac să mănânci mai mult. Roșu. Și anumite culori care te relaxează un pic și îți dau o senzație de sațietate mult mai rapidă din roșu, verde, vizual. Deci creierul nostru funcționează categoric. În funcție de ce îi dăm. Exact, și cu siguranță, cu cât avem o masă, păi, mai echilibrată, cu atât suntem mai energici, cu atât avem noi așa un tonus mult mai bun. Te-am văzut că ai furat-o. Hai de repede, repede, până nu se filmează, repede. Deci uite și tu cât de frumos se vede toate culorile astea aici, adică vine să mănânci și e și miroase și frumos. Sigur că da, ce crezi? Eu am făcut această sugestie la adresa dumneavoastră, doamna Arsine, astfel încât la final acest bol să-l iau cu mine și să fug acasă. Ah, am înțeles. Toate, nu? Cu toate, nu? Și cu lime-ul. Dar poți să ți le las pe celelalte, Diana. Mulțumesc, ce drăguță e. Și budinca de chia. Mulțumesc. Și apinele, și salata, da. Și ceapa. Și ardeiul iute. Haide, uite câte ți-am lăsat. Da.
Ești generoasă astăzi. Bun. Ai mâncat bine înainte. La salata asta de căpșuni este să punem, zahăr. Punem lime și e bine să adăugăm puțin zahăr. Aoleu, zahăr? Da, 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 la asta merge zahăr. Un pic de zahăr brun și... Zahăr sau brun poate... sau zahăr normal e senzațional. Sau cum zahăr lasă... de cocos. Da, da, siropul da. Ăla? Vai, deci e... Din copilărie? Deci e... Ia veniți aici să vedeți cum... Deci... Doamne, cum e. Am fi putut să facem cadre doar de vlogging astăzi aici. Da. Cu ce se întâmplă. Deci da, miroase e... senzațional. Și e o banală salată de căpșuni cu lime, adică nu e mare chestie. Voia, nu știu, 2 minute. N-am făcut absolut nimic și este o gustare extrem de bună și foarte care bună, da. Îți acoperă puțin și senzația de dulce. Puteți adăuga și banană la tipul ăsta de salată. O să vedeți că este senzațional de bună. Sau, dacă vreți să mergeți mai departe, faceți acest amestec, îl blenduiți și îl băgați la congelator și vă iese înghețată. Bună de tot! Și cu un pic de iaurt, nu e așa? De iaurt de cocos? Sau de cereale sau de o variantă vegetală. Mie mi se pare că deja e absurd, adică dacă cineva vine și spune vai, da, eu nu pot fără carne, eu nu pot, bineînțeles, e o chestiune de gust, asta clar, și respectăm opiniile tuturor. Dar dacă vrei neapărat, iată că se poate într-o variantă extrem de accesibilă. Și m-am tăiat de la... Eu v-am spus. Asta, deci aici ești tu, Andreea, aici sunt eu și mă duc așa. Plec și eu, mamă, cât de bun e, deci foarte bun, trebuie să încercați. Deci, repede, la piață, toată lumea, luați produsele cele mai bune și, bineînțeles, foarte recomandăm bun. Produsele românești, care sunt cu siguranță tratate. Te facem aici trebuie. Și curat, tot frumos, că nu-mi place să rămână. Păi hai să le punem așa, totuși, să arătăm pe ce am muncit. Gat. Aici. Și ne-am încadrat și în timp extraordinar de bine. Ah, super, mai avem câteva minute. Exact, aproape 2 minute. Sper că ați fost alături de noi și că v-au plăcut sugestiile noastre. Și să le încercați și dacă le încercați ne lăsați și nou un feedback pe, nu știu, pe Instagram, pe Instagram Metropola TV, dar și Andreea Arsine aici de față, și Diana și Dialis și suntem și ne spuneți, pregătite. Dacă mai vreți sugestii, la mine găsiți acolo, aveți salvat pe Instagram idei de post zilnic, pe zile, inclusiv astăzi am postat o salată aproximativ identică cu valeriană și tofu, am pus valeriană și tofu prăjit. Alte neamuri. Da. Exact, verișoare alte de salată. Neamuri de salată, alte da. Neamuri. Deci putem să facem un arbore genealogic al salatelor și putem să avem o grămadă de varietăți în sensul acesta. Cererile în căsătorie să meargă către doamna Enache, pentru că aici doamna Arsine poartă deja inelele pe deget, iar despre mine lumea știe. Deci, iată, cerere în căsătorie la doamna Enache. Foarte bine am gătit. Foarte bine am gătit, așa este, dar din păcate acesta a fost timpul și cumva ne grăbeam ca să și gustăm din ce am mâncat. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Din păcate acesta a fost timpul. Fuguța repede la piață și noi ne revedem mâine tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV.